Încă nu am permis de conducere, am spus că până la sfârșitul anului îmi promit mie și prietenilor mei, pentru că și lor le-am promis că o să-mi iau carnetul de conducere. Că trebuie carnet și pentru... asta electrică. Asta electrică, exact. De acela, chiar de bâzim, scutere. Adică nu știu ce categorie, pentru că nu mă pricep absolut deloc. Așa, da. Da. Dar chiar asta vreau să te întreb. Că eu, din câte mi-aduceam aminte, nu aveai carne, dar că urmai, că tu de câte ori zici că dai. Da. Ce se întâmplă? De ce nu ai dat până la urmă? Nu știu, tot timpul găsesc alte lucruri mai importante de făcut sau mi se aglomerează mie programul cu ceva. Pur și simplu n-am considerat o prioritate și atunci cred că din cauza asta. Că până la urmă, pentru lucrurile care îți fac plăcere, știi vorba aia, chiar îți faci timp. Corect. Dar uite că n-am simțit neapărat, dar de nevoie simt că anul acesta este anul carnetului meu de șofer. Dar la cum te cunoști? Pentru că știi odată cum nu că înaintăm în vârstă, că noi suntem veșnic tinere, știi? Da. Dar la 18 ani ai altă răbdare, îți vine să așa pui piciorul în accelerație și așa mai departe. Ori la 20 deja ești mai cumpătat. După 25 de ani ori nu mai ai chef să mai conduci, că ți se pare că traficul e infernal și nu mai ai răbdare să stai să cauți loc de parcare. Ori zici că nu mai poți să mai eu apelez la toată ziua la taxi și la alte mijloace de transport și trebuie să te uiți la volan. În ce stadiu ești tu? Cum te vezi ca șoferiță? Calmă, o să o iei doar atunci când n-ai ce face, șofer de duminică, cum zic unii, atunci când bea ceilalți prieteni, trebuie să conduci, să conducă cineva și acela ești tu. Sincere să fiu, dacă n-am experimentat treaba asta, nu știu exact ce șoferiță o să fiu. Eu, ca și temperament, ca și caracter, ca și așa, sunt destul de o persoană destul de calmă, dar și când, nu știu, sunt pe fugă, pot să devin impulsivă. Deci tot ce e posibil ca în trafic, de multe ori să devin mai agitată, tensionată, poate din cauza că vezi tu cum e traficul în București, nu te lasă să-ți păstrezi calmul. Cred că va fi o mare provocare pentru mine treaba asta și atunci cred că se învață în timp și asta cu toleranța la volan, până la urmă, cred că și despre asta e vorba. Dar simt că o să fiu o șoferiță bună. Chit că până acum mi-a fost puțină teamă, ce-i drept, să încerc să fac școala de șofer. Nu știu de unde și până unde am avut o teamă asta, undeva în subconștient. Pentru că, exact, n-am avut niciodată un accident sau nici părinții mei, mama mea sau careva din familie nu mi-a transmis vreodată vreun sentiment, știi, de teamă pe partea asta. Dar uite că dintr-o dată a dispărut și că sunt pregătite să fac lucrul ăsta. Înseamnă că trebuie să fii, știi cum, pregătit în viață să le faci pe toate atunci când simți tu.